Bună ziua și bun găsit la știri! Ieri, un șofer de 22 de ani din Mihăiești a fost încătușat și s-a ales și cu dosar penal după ce a refuzat în mod agresiv legitimarea, prezentarea actelor mașinii, dar și recoltarea probelor biologice solicitate de către poliția Râmnicu-Vâlcea. Tânărul era suspectat că ar fi consumat droguri înainte de a se urca la volanul mașinii. Un tânăr de 22 de ani din Mihăiești a fost oprit pe 29 octombrie de polițiștii din cadrul biroului rutier al Poliției Municipiului Râmnicu-Vâlcea în zona Lenin Sud. Organele de poliție aveau informații legate de faptul că acesta ar conduce sub influența substanțelor interzise. Încă de la prima interacțiune cu oamenii legii, șoferul a avut un comportament agresiv față de echipajul de poliție, refuzând atât legitimarea cât și prezentarea documentelor mașinii. În momentul în care polițiștii au vrut să efectueze testul cu aparatul drug test, comportamentul șoferului a scăpat de sub control și agenții spun că au fost nevoiți să-l încătușeze în plină stradă. A fost nevoie de 5 polițiști să-l poată conduce la spital pentru prelevarea probelor biologice. Pe timpul transportului, bărbatul a început să devină agresiv, atât verbal cât și fizic, la adresa polițiștilor. Acesta fiind coborât din auto special și cu sprijinul altor polițiști s-a reușit imobilizarea și încătușarea bărbatului. Astfel a fost întocmit un dosar penal pentru refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. De asemenea, tot în ziua de ieri, în urma probatorului administrat de către organele de cercetare penală din cadrul biroului rutier al Poliției Municipiului Râmnicu-Vâlcea, aceștia au dispus reținerea pe o perioadă de 24 de ore a tânărului de 22 de ani, acesta fiind încarcerat la centrul de arest și reținere preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, urmând ca astăzi tânărul să fie prezentat magistraților în vederea dispunerii de măsuri legale. Cercetările sunt efectuate sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Râmnicu-Vâlcea. Sunt sau nu elevii obligați prin lege să deschidă camera web în timpul cursurilor online? Iar dacă nu o fac, ce se întâmplă? Sunt întrebări la care încearcă să găsească un răspuns clar atât profesorii cât și cursanții. Replica Inspectoratului Școlar Vâlcea adâncește și mai tare haosul școlii online. Implementarea învățământului online în România întâmpină mari dificultăți. Lipsa unor proceduri clare la nivel de școli duce la haos, așa cum se întâmplă de pildă cu obligativitatea elevilor de a deschide camera web în timpul participării la cursurile de acasă. Elevii se întreabă dacă sunt obligați prin lege să participe și vizual la ore și dacă nu o fac, ce se întâmplă? Vor fi trecuți absenți? Există o reglementare și în acest sens? Sau profesorii pot lua decizii după bunul plac? Pe de altă parte, cum pot demonstra elevii că sunt prezenți și atenți la ore? Acestea sunt întrebările pe care și le-a pus și reprezentanta Asociației Vâlcene a Elevilor, Rahela Macovei, în cadrul emisiunii Analiza Zilei de la Antena 3 Vâlcea. Tânăra susține că nu a primit până acum niciun răspuns oficial la aceste întrebări de la reprezentanții Ministerului Educației în teritoriu, mai exact Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea. L-am întrebat. Doamne inspector, haideți să discutăm puțin despre aceste camere. Sunt obligatorii? Este o reglementare, apar undeva în lege, ca să știm ce putem să transmitem și noi mai departe elevilor. Pentru că elevii vin la noi și ne spun tot ceea ce se întâmplă la ei la ore, în școală și așa mai departe. Ne-a spus, nu sunt obligatorii, dar am putea susține deschiderea lor. Ok, am vrut să pară și oficial, am vrut o poziție oficială a dânsei, iar ea în prezent nu ne mai răspunde. În lipsa acestor reglementări clare, cadrele didactice sunt nevoite să apeleze la bunul simț al elevilor, dar în același timp să facă tot posibilul pentru a-i ține în fața calculatorului. Este normal, dacă școala are o procedură, da, să se conformeze toată lumea. Nu este o obligativitate. În momentul în care te adresezi cadrul didactic, elevul, cel puțin din punctul meu de vedere, ar trebui să-ți răspundă cu camera deschisă, da, și să aibă și microfonul în momentul în care îi te adresezi. Ține de modul în care tu, cadru didactic, îți gestionezi ora și până la urmă, împreună cu dirigintele și conducerea școlii, trebuie găsită o cale de mijloc astfel încât anumite ore să poată fi realizate cu camera deschisă. Cred că elevului, dacă îi place de tine, te respectă și își deschide camera. Redacția Antena 3 Vâlcea a reușit să obțină un punct de vedere oficial de la Inspectoratul Școlar Vâlcea cu privire la reglementarea acestor aspecte. Nu am primit însă decât niște recomandări. Buna desfășurare a procesului educațional ține strict de relația profesor-elev. Reglementării clare eu nu am găsit, însă
este de la sine înțeles că este bine ca atât profesorii cât și elevii să deschidă camerele pentru a se asigura că elevii chiar sunt în fața dispozitivelor de învățare. Am înțeles. Deci este practic o recomandare. Este o recomandare și un punct de vedere oficial și al inspectoratului școlar. Bun. Și dacă elevii, unii dintre ei, aleg să își închidă camerele, poate chiar microfoanele. Există, vă dați seama că există excepții. Elevii care, din diverse motive, nu deschid camera web, se pot alege cu absență. Noi recomandăm să se deschidă acolo unde este posibil. Și dacă nu este posibil, ce măsuri se iau? Sunt declarați absenți acei elevi? Noi sperăm ca atât directorii cât și cadrele didactice care lucrează efectiv cu copiii să aibă înțelegere față de cazurile excepționale. Nu există la momentul ăsta reglementări clare în acest sens. Am înțeles. Deci, practic, este la latitudinea profesorului dacă pune sau nu absență acestor elevi. Da. Pasiunea pentru pescuit, dar și grija față de natură i-au determinat pe mai mulți pescari din Râmnicu-Vâlcea să repopuleze lacul Ostroveni cu numai puțin de 450 de kilograme de pești. Pentru ca această acțiune să poată fi posibilă, organizatorii au pus la punct din timp și o campanie de strângere de fonduri, cu ajutorul căreia au obținut suma de 8600 de lei. Pescarii din municipiul Râmnicu-Vâlcea s-au unit într-un proiect civic de populare a lacului Ostroveni cu 450 de kilograme de pește din speciile crab și fitofag. Această specie de pește de fitofag va ajuta un pic la oxigenarea apei, a bălții. După cum vedeți, vara câteodată culoarea apei devine foarte verzulie din cauza algelor care cresc în un număr foarte mare în apă și nu există o specie de pește care să reușească să mănânce aceste alge și să oxigeneze apă. Iar fitofagul are această caracteristică a lui, care ajută această apă să fie oxigenată. Proiectul n-a fost doar cu ajutorul nostru, am fost susținuți de foarte mulți pescari care au donat, sunt foarte multe magazine cărora le mulțumim pentru implicare și sper ca data viitoare să mai putem face acest tip de populări. Evenimentul a avut loc pe 29 octombrie. Organizatorii au strâns fonduri timp de 3 luni, dorind să ofere la rândul lor ceva înapoi naturii. Atât pescarii cu experiență, cât și copiii pasionați de pescuit au reușit să strângă suma de 8600 de lei. Am adoptat mai multe strategii împreună cu prietenii pescari. Am apelat la toate magazinele de pescuit din Râmnicu-Vâlcea, cărora țin să le mulțumesc pentru ajutorul acordat. Donațiile s-au strâns în fiecare magazin pe liste de donații, prin o semnătură și lăsăm banii acolo. De asemenea, organizatorii au promovat strângerea de fonduri prin canalele lor de YouTube, astfel atrăgând bani din diferite colțuri ale țării. Am vrut să atragem atenția și asupra faptului că și pescarii trebuie să se implice într-un mod activ și real în această acțiune de repopulare și de ajutare a faunei piscicole din orașul nostru, mai ales că această baltă este în inima orașului, lângă noi, este o comoară a județului și este și singura baltă, cred că din toată țara, în care pescuitul recreativ se practică total gratuit. Este prima acțiune de acest fel pentru lacul Ostroveni din inițiativa pescarilor, iar organizatorii doresc să fie un exemplu de implicare pentru ceilalți. Imediat ce peștii au fost eliberați în lac, și-au făcut apariția și pescărușii. Semn că popularea a fost benefică și pentru aceștia, nu doar pentru pescari. Rugămintea noastră ar fi către toți pescarii, pentru că a fost un efort foarte greu să nu rețină peștele sub dimensiune, pentru că e păcat, am vrea să ne bucurăm și anii următori. S-a populat cu foarte mult pește, au băgat specii de crab, de fitofag și apelul este lăsați-i să trăiască ca să avem ce prinde și la anul. Weekendul bate la ușă, iar dacă vremea e generoasă cu noi, putem porni și de această dată în locuri minunate și neștiute ale județului. Colegul nostru, Vali Conea, ne duce din nou pe cărări de munte spre Poarta Soarelui.
Dacă vreți să aflați de unde vine lumina blândă a acestei toamne, o călătorie de o zi vă duce către Poarta Soarelui, obiectiv turistic situat la 1800 de metri altitudine. Plecând din Vâlcea, dincolo de Brezoi și Voineasa, după ce părăsiți drumul, pășind pe poduri și podețe peste râul Lotru, veți ajunge la Cataracte. De aici, spre barajul Vidra, cei mai temerari drumeți pot merge chiar la pas, bucuria călătoriei fiind dată de peisajul zugrăvit în culorile toamnei. Totuși, pentru a merge mai departe, ar fi nevoie de o mașină de teren, pentru că de la curmătura Vidruței până la Poarta Soarelui, drumul este mai anevoios. De aceste minuni ale naturii din județul Vâlcea, turiștii din alte zone nu se pot bucura mai mult timp. Localitatea, care ar putea deveni stațiune montană de interes internațional, Voineasa, nu mai poate oferi locuri de cazare turiștilor care au început să vină în număr tot mai mare la pârtia de schi Transalpina. Locuri de cazare se găsesc doar pe la localnici. Din păcate, nu este nimic care să te îndemne să rămâi peste noapte. Vile părăsite, vile dărâmate, odată cu sala de spectacole, sala de cinematograf, un hotel care s-a ridicat și a fost ridicat după care a fost dărâmat de timp, cu 6-7 etaje, câte marcele. Da. Când aici am fi putut avea o stațiune cum alta n-ar fi fost în estul sau centrul Europei, ținând cont de apele barajului de la Vida, cu atâtea milioane de metri cub de apă, cu atâta frumusețe în jur, păduri, și ținând cont că suntem și aproape de pârtia de la Obârșii Alătului, pârtia de la Mioarele, iată că nu avem unde să rămânem peste noapte. Există 2-3 căsuțe acolo care pot găzdui 15-20 de turiști peste noapte. Chiar și pentru o zi merită să vă aventurați pe drumuri de munte pentru a privi spre cer prin Poarta Soarelui. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu Antena 3 Vâlcea, urmează analiza zilei. O după amiază plăcută să aveți!